Dacă în urmă cu 2 ani a fost inaugurat Muzeul Regiunii Porților de Fier după lucrările de reabilitare și modernizare care s-au făcut în cea mai importantă instituție de cultură din județul Mehedinți, în cadrul proiectului implementat de Consiliul Județean Mehedinți. Sărbătorile de iarnă ne aduc o bucurie în plus, prin inaugurarea parțială a secției de etnografie și artă populară a Muzeului Regiunii Porților de Fier. În urmă cu 2 ani a fost realizată inaugurarea Muzeului Regiunii Porților de Fier, după lucrările de reabilitare și modernizare, care s-au făcut în cea mai importantă instituție de cultură din județul Mehedinți, în cadrul proiectului implementat de Consiliul Județean Mehedinți. Deși de atunci am traversat o perioadă dificilă în contextul pandemiei de coronavirus, numărul mare de turiști care au călcat pragul muzeului, sigur cu respectarea restricțiilor impuse, a arătat faptul că reamenajarea muzeului a atins obiectivele pe care autoritățile locale și județene și le-au propus. Nu trăiești în fiecare zi emoția unui eveniment cum este cel de astăzi. 23 decembrie 2021 va fi o dată care va intra cu prisosință ca emblematică în istoricul dezvoltării instituționale a muzeului. Anul 2021 a fost un an greu, dar eforturile de finanțare arată respectul pentru cultură, pentru tradițiile românești, pe care președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu le-a acordat aceste instituții. E adevărat că este un moment important, nu numai pentru muzeu, nu numai pentru Consiliul Județean, eu zic că este un moment important pentru toți iubitorii de cultură și de istorie din județul nostru. În primul rând, vă spun tuturor bine ați venit aici. În al doilea rând, mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia pe care ne-ați dat-o să fim astăzi împreună aici în una din clădirile Muzeului Regiunii Porților de Fier. Județul Mehedinți este bine poziționat pe harta turistică a României și asta datorită faptului că istoria ne-a înzestrat cu monumente istorice, cu destule obiective culturale, și cu ceea ce, de-a lungul timpului, ați reușit dumneavoastră, prin bunăvoința și a donatorilor, să aduceți în aceste expoziții. Zestrea culturală și istorică a județului Mehedinți a făcut mulți vizitatori să treagă pragul muzeului în această perioadă. S-au bucurat de expoziții puse în valoare cu mult respect față de actul cultural și istoria județului și a țării de către angajații instituției. Bună ziua, vă spun și eu și mulțumesc pentru invitație, mă simt ca acasă. Mă uitam și vedeam și la televizor, eu am crescut cu lucrurile astea. Am crescut cu războiul de țesuri, am crescut cu cuptorul de pâine în curte, cu foarte multe lucruri ce sunt prezentate aici. Din păcate, sau poate nu din păcate, din ce în ce mai puțin le regăsim în viața noastră, în traiul nostru, poate așa e și datul firii, ne modernizăm, mergem mai departe și o parte din lucrurile astea care am crescut dispar. Ceea ce e important și rolul dumneavoastră aici este ca să păstrăm aceste tradiții, să modernizăm, să le îmbogățim, dacă e cazul, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, chiar dacă suntem europeni, chiar dacă ne globalizăm, important este să avem rădăcini, să ne întoarcem la rădăcini, să ne luăm seva din oamenii care au trăit aici, cei care au pus bazele unei românii moderne, să fim noi, la rândul nostru, continuitori a ceea ce era odată în Mehedinți și, de fapt, în întreaga România. În acest cadru festiv, copiii îmbrăcați în straie populare au interpretat colinde, făcând să se simtă cu adevărat magia sărbătorilor de iarnă și răbând la ușă. Magii de la drum, să vadă pe preasfânta, cu pruncul mic și bun, călătoresc de mult, călăuzi de-o stea, la Biflaim în staul, unde e Mesia, călătoresc de mult. La Biflaim în staul, unde e Mesia.
secția de etnografie și artă populară este poate una dintre cele mai importante secții ale muzeului, care vorbește prin exponatele sale despre originile noastre, despre specificul zonei, viața materială și spirituală, dar și despre evoluția noastră din punct de vedere cultural.